Acum câteva zile citeam un articol despre fizica cuantică. Și concluzia acelui articol este că materia, inclusiv noi, suntem de fapt 95% energie. Restul suntem materie. De aceea vreau să înțelegeți un lucru. Fiecare dintre noi ducem această energie, o preluăm și o dăm mai departe. Preluăm de la strămoșii noștri informații. Atât prin povești de la bunici, străbunici, părinți sau alte rude, din cărți, dar ce este cel mai important, și poate aici noi nu suntem foarte atenți. Ducem cu noi cea mai multă informație în celulele noastre. Tot ceea ce s-a întâmplat strămoșilor noștri. Felul în care ei au evoluat. Această informație, de fapt, este stocată în interiorul nostru. Aceasta este memoria ancestrală pe care o ducem cu noi. De aceea, să nu vă mirați dacă la un moment dat veți descoperi că duceți cu voi anumite programe care de fapt nu vă aparțin. Anumite memorii care de fapt nu vă aparțin. Și trăiți viața după aceste memorii și aceste programe. Iată de ce vă spun acest lucru. Pentru că trebuie să înțelegeți că la un moment dat trebuie să resetăm aceste programe și trebuie să ne le creăm pe ale noastre. Să trăim viața după modul în care dorim noi și nu după modul în care a fost trăită ea de către strămoșii noștri. Și poate nu mă credeți atunci când vă spun acest lucru. Dar uitați-vă pe fața voastră și veți găsi poate nasul bunicului vostru. Poate veți găsi ochii unei străbunici. Poate veți găsi pomeții mamei voastre. Asta vreau să înțelegeți. Că nu am venit de nicăieri și nu vom pleca nicăieri. Am primit informație, energie, memorie și o dăm mai departe. Deci nu uitați că avem două memorii. Cea care avem în creier, de care suntem conștienți și cea care o avem în celulele noastre, cea de care de cele mai multe ori suntem inconștienți. Aveți grijă după care program trăiți. Toate cele bune! Abonați-vă la acest canal, dați subscribe la canalul de video și de podcast. Toate cele bune, Radu Prisăcaru, pe data viitoare! Vă aștept pe www.raduprisăcaru.ro